femeia la 40 de ani, cum este văzută prin ochii unui folkist? Eu cred că femeia la 40 de ani, după părerea mea, e mai mult decât matură. Pentru că știm cu toții, femeile se maturizează înaintea bărbaților. Acum nu știu în ce sens m-ai întrebat. În glumă sau în serios? În sensul bun. În sensul bun, ok. Eu mă uit la mine, în familie, pentru că noi suntem apropiați de vârsta de 40 de ani. Și cel puțin eu la 40 de ani am avut o schimbare radicală în viața mea, înspre bine. Femeia la 40 de ani cred că deja știe de mult ce vrea de la viață. Întotdeauna a fost mult mai cumpătată decât bărbatul, aia clar, mă spun cu mâna pe inimă. Și cred că îi pare rău că n-a făcut tot ceea ce putea să facă, numai că și-a dat seama târziu că putea să facă mult. O femeie la 40 de ani. Dar nu-i târziu, pentru că încă are mulți ani în față ca să mai facă multe lucruri frumoase. Eu iubesc femeia și la, cred că am să o iubesc și la 80 de ani. O să mă țină Dumnezeu în viață. Cred că Dumnezeu are și cu mine un plan, pentru că am trecut un hop foarte urât. De-aia am spus că la 40 de ani mi s-a schimbat viața total și sper să apuc și zilele alea.